Afirmațiile unui cercetător chinez au cutremurat comunitatea științifică internațională. He Jiankui, profesor la Universitatea Sudică de Știință și Tehnologie din Shenzhen, provincia Guangdong, China, a anunțat că a creat primii bebeluși modificați genetic din lume. Acesta a difuzat în mediul online un videoclip în care vorbește despre nașterea în urmă cu câteva săptămâni a gemenelor Lulu și Nana, al căror ADN a fost modificat pentru ca ele să nu poată fi infectate cu HIV. Ștergerea și înlocuirea părților nedorite ale genomului s-au realizat cu ajutorul tehnologiei CRISPR-Cas9. Embrionii modificați au fost apoi implantați în uterul mamei în urma fertilizării in vitro. I know this probably going to be the world first. So if it's not safe or have any problem, it may rule the entire field and the people may lose trust in the new technology. Autoproclamata premieră mondială nu s-a bucurat însă de glorie, fiind considerată o adevărată nebunie de către numeroși cercetători. We still have a lot of work to do to prove and establish that the procedure is actually safe. I would say that no babies should be born at this point in time following the use of this technology. It's simply too early, too premature. Jennifer Doudna, una dintre inventatoarele tehnologiei de editare genetică CRISPR-Cas9, l-a criticat pe omul de știință He Jiankui. Dacă se confirmă, această realizare este o încălcare a abordării transparente și precaute cu care comunitatea științifică a aplicat CRISPR-Cas9, a spus luni Jennifer Doudna, profesor de chimie și biologie moleculară și celulară la Universitatea Berkeley din Statele Unite. Valul de critici nu s-a oprit aici, chiar și instituția în care activează omul de știință și-a exprimat profundul dezacord față de afirmațiile cercetătorului. Indignarea stârnită de anunțul lui He Jiankui nu a rămas fără urmări nici în plan juridic. Comisia Națională de Sănătate din China monitorizează cu atenție cazul. Am solicitat autorităților sanitare din provincia Guangdong, China, să deschidă imediat o anchetă amănunțită pentru a stabili faptele, a precizat luni seară Comisia Națională de Sănătate. Peste 100 de oameni de știință chinezi, în special biologi și medici, au incriminat afirmațiile lui Jiankui, pe care le consideră o adevărată ofensă adusă reputației mondiale și dezvoltării cercetării biomedicale din China.